Ansamblul folcloric Mugur de pe Târnave din cadrul Școlii de Dansuri Vasile Stoia va participa la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Peștișorul de Aur. Evenimentul, ajuns la o ediție jubiliară, va avea loc între 7 și 12 august la Tulcea. Tinerii dansatori medieșeni vor prezenta pe scena festivalului trei suite coreografice din mărginimea Sibiului, Valea Târnavelor și Valea Hârtibaciului. La festivalul de la Tulcea vor participa anul acesta circa 30 de ansambluri din Croația, Macedonia, Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, Georgia, China, Egipt și România. În perioada 7-12 august 2024, Școala de Dans Vasile Stoia, prin ansamblul folcloric Mugur de pe Târnave din Mediaș, va participa la cea de-a 30-a ediție aniversară a Festivalului Internațional de Folclor Peștișorul de Aur la Tulcea, festival organizat de ansamblul artistic profesionist Baladele Deltei. Tinerii medieșeni vor participa la acest festival concurs după o pregătire intensă în ultima perioadă, când am susținut foarte multe spectacole, iar ceea ce vom prezenta în cadrul festivalului va fi o frântură din folclorul tradițional al Ardealului de Sud, prin trei suite coreografice din mărginimea Sibiului, Valea Târnavelor, respectiv Valea Hârtibaciului. Va fi alături de noi și solista vocală Arinda Stoia, care va interpreta două melodii foarte cunoscute, iar conducerea muzicală va fi semnată de Andrei Nicoară, asistenții coreograf vor fi Rareș Stoica și maestrul Marcel Bela, iar coreografia și conducerea artistică este semnată de către profesorul coreograf Vasile Stoia. Suntem nerăbdători să mergem la acest festival, întrucât ne așteaptă un juriu foarte bine pregătit, ne așteaptă o concurență acerbă alături de alte ansambluri folclorice care vor fi prezente din județul Vaslui, din Maramureș, județul Timiș, din Prahova, din Dâmbovița și, bineînțeles, și alte ansambluri din întreaga lume, pentru că este un festival internațional. Sperăm să facem un spectacol extraordinar de reușit, pentru că ne așteptăm ca după atât de multă muncă pe care am depus-o alături de dansatori să se vadă și roadele muncii și, de ce nu, poate chiar să câștigăm marele trofeu.